Zelenski pune pacea la cale fără Putin. Vrea să-i fure aliații și să îi tragă de partea Ucrainei. Înainte de reuniunea NATO din iulie, Zelenski vrea să stea de vorbă cu șefii din China, India, Brazilia și Arabia Saudită. Avem nevoie de un plan al lumii civilizate care vrea să trăiască cu adevărat în pace, spune consilierul lui Zelenski. Dă un mesaj clar Chinei. Plecați cu cacealmaua numită planul de pace. Noi o să facem o conferință de pace, care evident că va avea loc, că tu spuneai, Hofi, când o să aibă loc. Păi, evident, nu o să aibă loc până când Putin n-a pierdut. Că nu o să accepte vreodată Putin să fie chemat la Haga, cum a pățit Milosevic, și nu o să accepte să semneze o pace el, în care a pierdut ce are de pierdut. Da?